Trăim în aceste zile și în aceste săptămâni, poate de așteptare, destul de grele, dragi prieteni. Suntem poate mai mult ca oricând împreună cu familia, cu prietenii, suntem acasă. Poate este prima dată în istorie când întreaga planetă stă acasă și n-am spus-o doar acum, am spus-o de mai multe ori. Trebuie să ne obișnuim cu această situație, având în vedere că România în acest moment este în situație de urgență, într-o situație excepțională în această luptă cu noul coronavirus. La emisiunile noastre aducem întotdeauna în prim plan pe cei care conduc comunități, oameni pe care dumneavoastră, dragi auditori și dragi telespectatori, i-ați ales, oameni care și ei sunt în prima linie a luptei cu această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, nu numai a românilor, ci a întregii omeniri. Stăm de vorbă în acest moment cu un primar, un om cu care noi am avut de-a lungul timpului dialog tot timpul. Este un primar la care ușa pentru dialog este deschisă permanent. Un prieten al televiziunii Exclusiv TV, domnul Costră Șordache, primarul comunei Măgura. Domnule primar, sunteți împreună cu noi și vă spun bun venit la acest mic interviu telefonic. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă. Domnule primar, să ne povestiți câteva lucruri, cam cum este situația în acest moment în comuna Măgura, din punct de vedere al izolării oamenilor, al luptei pe care o dați dumneavoastră în calitate de primar cu acest coronavirus. Da, lupta este grea ca peste tot în România și peste tot în lume, de fapt, pentru că acest virus foarte virulent nu a afectat numai o anumită parte a lumii, ci aproape întregul mapamânt, de fapt. La Măgura situația este bună, nu avem, din fericire, niciun infectat cu acest virus teribil, cu coronavirus. Am avut câteva persoane la izolare, doar marea majoritate au ieșit fără probleme din perioada de izolare, de 14 zile. Mai sunt, cred că, 5 persoane, astăzi mai erau, care urmează în următoarele zile să se împlinească termenul de reședere la domiciliu, de restricție. Este bine, aș putea spune, există această tensiune care putește în aer vis-a-vis de incertitudinea, de felul în care se va manifesta acest virus în perioada următoare pentru temele pe care le avem fiecare dintre noi. Ați văzut ce s-a întâmplat la Suceava, unde și comunele de lângă oraș au fost izolate prin ordonanță militară. Vă este teamă că, fiind aproape de Bacău, de fapt, putem spune că sunteți chiar foarte aproape de oraș, să nu se întâmple asemenea lucruri? Da, suntem în graniță cu municipiul Bacău, da. Sperăm să nu se întâmple în municipiul Bacău, în orașul Bacău. Poate s-au tras ceva învățăminte din situația de la Suceava. Cred că Bacău s-a pregătit ceva mai bine de data aceasta. Nu avem nici foarte multe cazuri de infectare cu coronavirus. Sunt puțin spitalizați. Sperăm să trecem de această situație și să nu avem aceeași stare de lucru, să spunem, ca la Suceava, unde comunele limitrofe sunt considerate comune tampon pentru municipiul Suceava. Adică, după comunele respective, s-a pus cumva graniță pentru izolarea efectivă a zonei. Deci, situația nefastă, nu știu, e greu și de exprimat în cuvinte cam ce trăiesc oamenii de acolo și cu siguranță nu ne dorim să ajungem în astfel de situații.
Eu vă știu un om care comunicați cu oamenii, vă este drag să stați de vorbă cu oamenii, sigur acum păstrând acea distanță socială. Ați vorbit cu ei prin telefon, direct, pe rețelele de socializare. Ce vă spun oamenii? Pentru că ei se adresează primarului, au acest reflex destul de sănătos de a pune anumite probleme și de a se lămuri de anumite aspecte discutând cu cel pe care l-au ales cu primarul. În permanență ținem legătura cu cetățenii comunei Măgura din toate zonele, pe toate paginile de socializare, pe Facebook, pe WhatsApp, pe tot ceea ce avem la îndemână, pe pagina oficială a primăriei și nu numai, pentru a ține 24 din 24 de ore legătura cu cetățenii comunei Măgura. Starea de spirit este bună, răspund pozitiv la solicitări, la apelul de telefon, ce să zicem așa, și la discuțiile pe care le facem cu ei prin comună și respectă, chiar de admirat și de respectat, faptul că respectă cu strictețe prevederile ordonanțelor militare. Cei peste 65 de ani, ca un tată, doar între ora 11 și 13 merg la cumpărături în apropierea locuințelor la magazinele sătești. Nu avem probleme în acest sens. Toată lumea a dat ascultare și înțelege importanța respectării solicitării autorităților locale. Au venit în ultima vreme persoane din străinătate, din zone afectate de coronavirus la Măgura? Despre am vorbit la începutul discuției noastre. Avem români care au venit din Italia, dar care au respectat cu strictețe programul de izolare la domiciliu. Nu am avut niciun infectat cu acest virus, așa cum vă spuneam. Au fost ceva persoane, sunt consătenți de-ai noștri pe care i-am primit cu brațele deschise și ne bucurăm că sunt în mijlocul nostru și că nu au probleme și nu au creat fenomene de răspândire celor din familie, sigur. În legătură cu activitatea din primărie, să ne spuneți câteva modalități de lucru, cum ați restrâns activitatea și ce măsuri ați luat, pentru că până la urmă administrațiile locale trebuie să continue să fie în activitate pentru ca cetățenii să-și poată rezolva și probleme care mai apar și în această perioadă. Da, am restrâns activitatea cu publicul pentru a nu expune personalul din primărie. Încă de la început am luat măsura asigurării școlilor pe perioada în care încă nu fusese emis ordinul de închidere a instituțiilor școlare. Am cumpărat materiale dezinfectanți pentru mâini, pentru pardoseli, pentru tot ceea ce reprezintă contactul elevilor cu obiectele sanitare și nu numai din școli. Am asigurat în permanență toate soluțiile necesare, inclusiv soluții pe bază de clor pentru ștergerea pe picioare la intrare în școli. Ulterior, după ce s-a dat ordinul de închidere a școlilor, am trecut și la dezinfecția stațiilor de autobuz, a mijloacelor de transport efectiv, a tuturor zonelor, a magazinelor, a tuturor zonelor în care cetățenii comunei Măgura au acces sau au timp de așteptare. În stații de autobuz, la dispensarele medicale din comună, peste tot la instituțiile publice. Am folosit dezinfectanți, atomizori, tot ce am avut noi în dotare cu oamenii din angajații primăriei, am asigurat toate măsurile pentru ca aceste zone să fie în permanență dezinfectate. Spuneți-mi, vă rog, pentru oamenii care vor anumite lămuriri, care vor să mai ia legătura cu administrația locală, cu ce număr de telefon aveți? Un telefon fix aș vrea, dacă puteți să ne dați. Avem telefonul primăriei unde se răspunde permanent, 0234-212-406, este fixul primăriei. Da. Și avem și telefoane mobile, 0745995567, este telefonul primarului comunei Măgura, al meu personal. Și o adresă de e-mail la care eventual să vă pot trimite adresa oficială a primăriei Măgura este contact@primăria-măgura.ro.
Deci, iată, și pe cale electronică, cei care pe au... Pe cale electronică, sigur. Și pentru plata taxelor avem afișate pe site-ul primăriei toate conturile unde cetățenii comunei Măgura și nu mai pot să-și plătească taxele și impozitele. Am încercat să venim în sprijinul cetățenilor cu tot ce s-a putut în această perioadă și nu ne-am oprit aici. În următoarea perioadă trecem la dezinfecția efectivă a străzilor din comuna Măgura cu soluții pe bază de clor, cu atomizori, cu tot ce vom găsi disponibil pentru ca viața cetățenilor din comuna Măgura să nu fie pusă în pericol, să fie ferit efectiv de infectarea cu acest virus care ne face viața amară, ca să spun așa. În continuare, primăria, da, ca instituție, funcționează, dar la un nivel mai restrâns. Puteți să ne spuneți cam care este procedura, dacă totuși trebuie anumite documente să le scoateți oficial sau vin oameni cu probleme chiar cu totul speciale? Cum se procedează? Aveți la intrare din poliția locală sau cum? Da. Da? Da. Toate problemele urgente care nu pot suferi amânare sunt rezolvate. Avem polițistul local care întâmpină fiecare persoană, care se adresează primăriei Măgura, solicitarea, o cerere scrisă sau eu știu ce doleanță are fiecare dintre cei care se prezintă. Este transferată către compartimente și în termenul cel mai scurt încercăm să soluționăm orice problemă sesizată sau solicitată din partea cetățenilor. Vă știu ca un om care vă adresați întotdeauna oamenilor, nu, ați fost și invitat și în studioul nostru, am făcut împreună niște emisiuni extraordinare. Vă rog pe final să le transmiteți cetățenilor comunei Măgura un mesaj al dumneavoastră, un mesaj pe care îl simțiți dumneavoastră acum. Un mesaj de suflet, sigur. Să le transmit cetățenilor comunei Măgura să aibă încredere în Dumnezeu, în primul rând, în puterile lor și în forța lor și să nu își piardă nădejdea și nici curajul, pentru că împreună, cu siguranță, vom trece și peste acest necaz care s-a bătut asupra întregii omeniri din păcate. Eu, primarul comunei Măgura, împreună cu administrația publică locală, cu Consiliul Local, suntem prezenți la datorie, vom răspunde prompt la orice oră din zi și din noapte la solicitările dumneavoastră. Să aibă încredere și să respecte toate solicitările și toate îndrumările autorităților locale și de la nivel central, care sunt transmise prin mass media, prin toate mijloacele de difuzare a informațiilor vis-a-vis de acest coronavirus, acest virus care ne face de asta, așa cum spuneam, ne face de asta un calvar. Le transmit multă sănătate, să aibă încredere și cei care nu sunt alături, sunt departe, sunt în Italia, le transmitem să fie sănătoși și așteptăm întregi, sănătoși și cu drag acasă și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în vremuri mai bune și cu nădejde. Cu nădejde, siguranță vom izbândi. Vă mulțumim foarte mult. Iată, dragi prieteni, prezent și în emisiunile noastre și, desigur, datoria noastră a presei este să vă ținem la curent, să vă informăm. Mulțumim, domnule primar, și vă dorim și dumneavoastră multă putere de muncă și, în primul rând, multă sănătate. Și eu vă mulțumesc. Să fiți sănătoși și să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bucurie. Sănătate, o după amiază plăcută. Toate cele bune. La revedere.